Bun găsit, dragi copii! Eu sunt Eli și vă invit ca pentru 5 minute să devenim cu toții detectivii părților de vorbire. Este o misiune interesantă, nu-i așa? Să pornim! Deschideți caietul, luați un creion și notați cu mare atenție ceea ce vi se cere. La final, verificați-vă! Succes! Să facem cunoștință cu cei trei detectivi și, bineînțeles, cu șoricelul curiosul Kit, detectivul Miaunescu, detectivul Scooby-Doo, detectivul Monkey și frumușelul șoricel alb, curiosul Kit. Așadar, start joc! Detectivi, pornim în misiune! Lucrați în echipă, asemenea celor trei detectivi, și căutați indiciile curiosului Kit. Indiciul numărul 1, cuvinte care denumesc ființe, lucruri sau fenomene ale naturii. Indiciul numărul 2, cuvinte care exprimă însușiri. Indiciul numărul 3, cuvinte care exprimă starea sau acțiunea. Indiciul numărul 4, cuvinte care exprimă un număr. Succes! Iată textul pe care îl studiază curiosul Kit. În casă trăiau Tibi, un puș de 6 ani cu trupul subțirel și părul roșcat, sora lui Mimi, de 9 ani, la fel de subțirică, dar cu un păr blond și creț, și părinții lor, un creator de jocuri pe calculator și o actriță la un teatru de popuși. Mimi terminase clasa a doua și se credea o prințesă războinică ce lupta și pe ploaie și pe vânt. Este momentul în care veți alcătui 4 liste cu părți de vorbire. O primă listă cu părți de vorbire care denumesc ființe, lucruri sau fenomene ale naturii. O a doua listă cu cuvinte care exprimă însușiri. O a treia listă cu cuvinte care exprimă starea sau acțiunea și o a patra listă cu cuvinte care exprimă un număr. Puteți opri derularea filmului pentru a rezolva în ritmul vostru sarcinile de lucru. Este momentul să ne verificăm. Părți de vorbire care denumesc ființe, lucruri sau fenomene ale naturii. Ele se numesc substantive. Părți de vorbire care exprimă însușiri. Ele se numesc adjective. Părți de vorbire care exprimă acțiuni sau starea. Ele se numesc verbe. Părți de vorbire care exprimă un număr. Ele se numesc numerale. Am descoperit împreună cu cei trei detectivi substantive, adjective, verbe și numerale în textul adus de curiosul Kit. Fiecare parte de vorbire are rolul ei în înțelegerea și exprimarea unui mesaj. Misiunea noastră s-a încheiat aici. Să ne luăm la revedere de la cei trei detectivi și de la curiosul Kit. Pe curând, copii!